Care este cel mai rău lucru pe care copilul tău l-ar putea face în timp ce vă aflați la cumpărături? O mamă a trei copii a aflat răspunsul într-un mod nu tocmai plăcut, dar în cele din urmă a văzut partea amuzantă a situației. Conform observatornews.ro, un drum la cumpărături include de cele mai multe ori și haosul organizării atunci când ești părinte, însă Carolin nu s-ar fi gândit niciodată cât de rău pot ajunge lucrurile dacă îi scapă din ochi pentru doar câteva secunde pe cei mici. Plecase sâmbătă până la magazin împreună cu partenerul ei, fiul lor de 4 ani, Jacob, și fiicele Frankie de 3 ani și Eliza de doar un an, pentru a cumpăra o soară pentru uscarea hainelor. În ciuda faptului că nu erau de multă vreme plecați de acasă, micuțul Jacob a observat o toaletă expusă chiar în mijlocul magazinului și a știut de îndată ce are de făcut. Câteva secunde au fost tot ce a avut nevoie pentru a pregăti o surpriză colosală părinților săi. Nu îmi vine să cred ce s-a întâmplat. Jacob și-a făcut nevoia foarte mare, într-una dintre toaletele expuse la magazin. Intrasem doar pentru a cumpăra sfoară pentru uscarea hainelor, m-am întors pentru o secundă și când m-am uitat, băiatul stătea pe una dintre toalete. Am alergat să-i spun să se dea jos, dar era prea târziu. Am plecat să iau șervețele și m-am întors la el. Stătea încă acolo pentru că trebuia să termine, iar soțul nu știa ce altceva să facă. Tânărul vânzător de acolo nu s-a putut opri din râs, dar a ignorat complet situația. Nu-l putea învinovăți pe băiat, a povestit Carolin pe Facebook. Părinții au rămas complet șocați la început, neștiind cum să reacționeze, mai ales că incidentul avusese loc într-un magazin în care se aflau și alți clienți pe lângă persoanele angajate, relatează Mirror. Ulterior însă au văzut partea amuzantă a situației. Totuși, tatăl a fost mai puțin încântat când a fost nevoit să scoată excrementele din toaletă. Utilizatorii Facebook au adorat povestea amuzantă, postarea fiind distribuită de mii de ori. Povestea asta o să rămână legendară. Păi cel puțin este antrenat la oliță. Este cel mai bun lucru pe care l-am văzut vreodată. Nu am râs atât de mult în viața mea. Părinții au promis însă că de acum încolo vor fi cu ochii în patru atunci când mai merg cu copiii la cumpărături, pentru a nu mai repeta experiența, relatează observatornews.ro.